42. Templul de Cristal Dacă încercăm, întrebă Carl Mercer, crezi că bioții ne vor opri? S-ar putea, este unul din lucrurile pe care vreau să le aflu. De ce mă privești așa? Mercer zâmbea larg și misterios cum avea obiceiul ca pentru o glumă ce putea sau nu să o împărtășească tovarășilor de echipaj. Mă întrebam șeful dacă nu cumva crezi că rama ți-aparține. Până acum te-ai opus oricărei încercări de a forța clădirile. De ce ți-ai schimbat părerea? Mercurienii ți-au dat alte idei?" Norton început să râdă, apoi se opri. Întrebarea fusese abilă și nu putea fi sigur dacă răspunsul evident era și cel bun. Poate că am fost prea prudent, am încercat să evit orice fel de necazuri." Dar asta e ultima noastră șansă. Dacă vom fi obligați să ne retragem, nu vom mai pierde cine știe ce." Presupunând că ne-am retrage în perfectă stare." Bineînțeles." Totuși, bioții nu s-au dovedit niciodată ostil și, exceptându-i pe păianjen, nu cred că altcineva ar fi în stare să ne prindă dacă o vom lua la goană. Dumneata n-ai decât să o iei la goană, șeful, însă eu vreau să plec cu fruntea sus. Și întâmplător am ajuns să știu de ce bioții sunt atât de politicoși cu noi. E cam târziu pentru o teorie nouă. Oricum vă spun, ei cred că suntem ramani. Nu fac deosebire între două organisme care trăiesc pe bază de oxigen n ce zice că sunt chiar atât de proști. Nu-i vorba de prostie. Așa au fost programați, iar noi pur și simplu nu ne încadrăm în sistemul lor de referință. Poate că ai dreptate. Vom afla de îndată ce începem lucrul în Londra. Lui Joe Calvert îi plăcuseră întotdeauna vechile filme cu spargeri de bănci, dar nu se așteptase să fie implicat într-una. În esență, cu asta se ocupa în prezent. Străzile pustii ale Londrei păreau amenințătoare, deși își dădea seama că la mijloc era doar închipuirea conștiinței sale vinovate. Nu credea cu adevărat ca structurile etanșe și lipsite de ferestre din jur să fie pline de creaturi gata să țâșnească în hoarde furioase de îndată ce invadatorii s-ar fi atins de proprietatea lor. De fapt, era convins că întregul complex, la fel ca și celelalte orașe, constituia un soi de depozit uriaș. Simțea și o altă teamă de asemenea bazată pe vizionarea vechilor filme polițiste. Poate că nu existau sonerii de alarmă și sirene urlând îngrozitor însă părea logic ca rama să aibă un sistem de avertizare. Altminteri, cum știau bioții când și unde să intervină? Cei fără ochelari de protecție întoarceți capetele, ordonă Myron. Aerul se încinse sub raza arzătorului cu laser, se simți mirosul oxizilor de azot, Apoi se auzi un sfâruit constant pe măsură ce tăișul de foc pătrundea către taine ascunse încă dinainte de apariția omului. Niciun material nu rezista în fața acelei concentrări de energie și tăietura avansă lezne cu câțiva metri pe minut. Într-un timp remarcabil de scurt se decupă o porțiune suficient de mare să permită trecerea unui om. Deoarece secțiunea tăiată nu se clintea, mai ronociocăni ușor, apoi mai tare și în cele din urmă o izbi cu toată puterea. Ea căzu înăuntru cu un bubuit găunos răsunător. Așa cum se întâmplase și când intrase pentru prima dată în rama, Norton își aminti de cel care deschisese anticul mormânt egiptean. Nu se aștepta să vadă sclipirea aurului, de fapt nu avea nicio idee preconcepută în vreme ce se târa prin deschizătură ținând lanterna îndreptată înainte. Un templu grecesc construit din cristal. Aceasta fu prima impresie. Clădirea era plină de coloane din sticlă largi de un metru și înalte din podea până în tavan. Sute și sute dispărând în întunericul unde nu pătrundea raza lanternei sale. Înainte către stâlpul cel mai apropiat și ilumină interiorul. Refractată ca printr-o lentilă circulară, raza lanternei ieși prin partea opusă focalizată și refocalizată atenuându-se în pădurea de stâlp din spate. Norton încerca senzația că se găsește în mijlocul unei demonstrații complicate de optică. Foarte frumos remarcă Mercer. Dar ce sens are? Cui îi trebuie o pădure de coloane din sticlă? Norton ciocăni cetișor în coloană. Suna solid, deși mai degrabă metalic decât cristalin. Era atât de derutat încât se conformă unui sfat auzit cu multă vreme în urmă. Când nu e sigur de ceva, tași din gură și mergi mai departe. Ajungând la următoarea coloană absolut la fel cu cea dinainte, îl auzi pe Mercer exclamând surprins. Aș fi jurat că stâlpul ăsta e gol, dar acum înăuntru este ceva. Norton privi rapid înapoi. Unde? Nu văd nimic. Urmări cu privirea degetul celuilalt. Nu indica nimic. Coloana continua să fie transparentă. Nu vezi? Întrebă Mercer neîncrezător. Vin în partea asta. La naiba, am pierdut-o. Ce se întâmplă aici? exclamă Calvert. Abia după câteva minute reuși să priceapă cât de cât despre ce era vorba. Coloanele nu erau transparente din orice unghi și sau sub orice lumină. Pe măsură ce le ocoleai, în interior apăreau brusc forme ei doma insectelor prinse în chihlimbar care apoi dispăreau din nou. Zăriră câteva zeci, toate diferite. Păreau absolut reale și solide, deși aparent unele ocupau același volum. Holograme, constată Calvert, la fel ca muzeele de pe pământ. Era explicația cea mai plauzibilă și de aceea Norton o privi cu suspiciune. Îndoielile lui sporiră pe măsură ce examina celelalte coloane și catalogă imaginile din ele. Unele manuale, deși pentru mâini uriașe și ciudate, containere, mașinării micuțe cu claviaturi ce păreau construite pentru mâini care aveau mai mult de 5 degete, instrumente științifice ustensile surprinzător de caznice, incluzând cuțite și farfurii care, exceptând mărimea, n-ar fi părut ne la locul lor pe orice masă pământeană. Toate la oaltă cu sute de obiecte mai greu de identificat adesea îngrămădite în aceeași coloană. Un muzeu ar fi avut cu siguranță o logică în aranjament o clasificare a obiectelor cu însușiri comune. Aceasta părea însă o adunătură completă aleatorie de unelte și aparate. Fotografia Fotografiaseră imaginile efemere din interiorul mai multor stâlpi de cristal când imensa varietatea exponatelor îi oferi lui Norton o idee. Poate că nu era vorba de o colecție, ci de un catalog indexat după un sistem bizar totuși perfect logic. Se gândi la succesiunea lipsită de sens a oricărui dicționar sau liste alfabetice și le expuse celorlalți teoria sa. Înțeleg ce vrei să spui, zise Mercer. Ramani ar putea fi la fel de surprinși văzând că noi punem alături caisă uh, și cal. Sau carne și carnet adăugă Calvert după câteva secunde de gândire. Se gândi că puteai juca ore întregi jocul acesta sporind mereu diferența termenilor alăturați. Exact în cuvință Norton. Aici ar fi un index pentru imagini tridimensionale, și șabloane, planuri, dacă vreți să le numiți astfel. În ce scop? Păi știți teoria legată de bioți? Ipoteza că nu apar decât atunci când e nevoie de ei, fiind creați pe loc sintetizați din coduri stocate undeva? Aha, a făcut mersă încet și apăsat. Adică dacă un raman are nevoie de un obiect pentru stângaci, formează codul respectiv și copia este realizată conform șablonului de aici. Cam așa ceva. Vă rog numai să nu mă întrebați nimic despre detaliile practice. Coloanele printre care treceau crescuseră în mărime, ajungând la peste 2 metri diametru. Imaginile se măreau și ele. Era limpede că, din motive neîndoielnic excelente, ramanii preferau scara de 1 la 1. Norton se întrebă cum depozitau în cazul acesta obiecte cu adevărat mari. Pentru a mări suprafața investigată, cei patru exploratori se răspândiseră printre coloanele de cristal și fotografiau cât puteau de repede să focalizeze aparatele asupra imaginilor schimbătoare. Un noroc incredibil îi spunea Norton, simțind că nu-l merita. Nu putea găsi ceva mai bun decât catalogul ilustrat al obiectelor ramane. Din alt punct de vedere, însă, cu greu ar fi găsit ceva mai frustrant. Nimic din ceea ce exista acolo nu era palpabil. Obiectele acelea aparent solide nu aveau realitate fizică. Deși știa asta, Norton simți în repetate rânduri imboldul nestăvilit de a îndrepta laserul asupra unei coloane pentru ca să dețină ceva material care să ducă pe pământ. Imboldul era identic, îți zise el ironic, cu cel care determina o maimuță să apuce reflexia unei banane în oglindă. Fotografia un soi de instrument optic când strigătul lui Calvert îl făcu să alerge printre stâlpi. Șeful, Carl, Will, priviți aici. Joe obișnuia să dea frâu liber entuziasmului, însă ceea ce descoperi se justifica orice explozie de încântare. În interiorul uneia dintre coloanele cu diametru de 2 metri, se găsea o haină sau o uniformă complicată croită în mod vădit pentru o ființă cu poziție verticală mult mai înaltă decât un om. O bandă metalică îngustă părea că înconjoară pieptul toracele sau altă diviziune necunoscută zoologiei terestre. Din ea se înălțau trei suporti subțiri care se îngustau spre vârf și se terminau printr-o centură perfect circulară cu diametru de un metru. În jurul ei existau bucle echidistante care păreau să fie folosite pentru introducerea de membre superioare sau brațe. De asemenea, trei se zăreau și numeroase buzunare, catarame și banduliere din care ieșeau unelte, ori Tuburi și conductori electrici, ba chiar și niște cutiuțe negre care ar fi părut perfect normale într-un laborator electronic terestru. Întregul aranjament avea complexitatea unui costum spațial, deși evident nu oferea prea multă protecție ființei care îl purta. Să fi fost creatura aceasta un Raman? se întrebă Norton. Nu vom afla niciodată, dar cu certitudine a fost o ființă inteligentă. Un animal nu s-ar fi descurcat în echipamentul sofisticat. Cam doi metri și jumătate înălțime remarcă Mercer gânditor, fără să mai socotim capul, indiferent cum o fi arătat. Cu trei brațe și probabil cu trei picioare. Aceeași alcătuire ca a la o scară mult mai mare. Credeți că e o coincidență? Probabil că nu. Noi construim roboții după imaginea noastră și ne putem aștepta ca și ramanii să procedeze la fel. Neobișnuit de tăcut, Joey Calvert privea obiectul cu venerație. Oare ei știu că suntem aici? Mă îndoiesc, replică Mercer. N-am atins nici măcar pragul conștiinței lor, deși mercurienii s-au străduit din greu. Continuau să privească incapabil să se urnească din loc atunci când Peter îi chemă din butuc cu glas alarmat. Șeful, ar fi bine să ieșiți. Ce se întâmplă? Vin bioții? Nu, ceva mult mai serios. Se sting luminile.